Una seara dragii mei, Eric sau Erich? Erich e corect, poți să spui Eric. Eric? Așa spun și franțuzii și vikingii suedezii, că de acolo vine, cred, numele, da? Corect, Erich, te înțește. Da. Erich Nussbaum, regizor de film documentar. De câte filme documentare, Erich, mai ții minte? Câte filme ai făcut în toată viața ta? Ți-am mai spus, m-am oprit la 500, nu mai număr. Cum femeile nu mai numără anii, după 9, spun. Prietena mea, cea la Serdi, m-a învățat, celebra scriitoare. Ai cunoscut-o? Oh, foarte bine. Și am învățat câteva lucruri. Printre altele, vârsta și nouă, spunea. Și ce m-a mai învățat cel să nu te duci la nimeni neanunțat, adică dai un telefon. Că nu totdeauna are chef, plăcere să te primească. Te rog să spui telespectatorilor că eu am dat mai multe telefoane. Da, da, dar n-ai venit. Ți-am explicat care a fost motivul. Nicio dramă. Oricum am dat telefon să anunț că nu mai vin. Nu, ce l-am învățat să nu suni la ușă, chiar dacă te iubesc foarte mult, neașteptat, adică te anunț, așa e bine. Așa scrie în codul manierilor elegante. Nu știu, n-am citit nicio carte, dar... Văd că e o doamnă, acum a apărut pe unul dintre posturile de televiziune centrale, o doamnă care a compus de curând un nou cod de maniere elegante, pentru care a pledat foarte tare și foarte bine a făcut. Doamna Marinescu, dar în tinerețea mea, cartea de căpătuia manierilor era Constantin Colonaș, așa se numea. Bine, cel mai mult înveți, vreau să-ți spun, de la mama. Sigur. De acasă. Sigur. 7 ani. Eu i-am trăit la țară și mama mea era o femeie simplă, cu 4 clase, dacă le avea, primare, și am învățat tot ce trebuie ca să trăiești civilizat. Și consider că ai trăit civilizat? Mă refer la ceea ce ți s-a oferit în perioada aia neplăcută pe care am trăit-o toți. Nu, eu cred că depindea de fiecare, adică puteai să fii civilizat și corect și în orice regim, și poți să fii mărlan și bogătaș și stavă, domne, că vedem destui din ăștia, adică cu bani mulți în vile și poți să fii mărlan și poți să fii decent și civilizat într-o căsuță modestă, într-un apartament de bloc. Eu mă refeream la condițiile care ți-au fost create, pentru că, stimați respectatori, maestru, Erich Nussbaum, da, este unul dintre cunoscuții și remarcații regizori de la Sahia care ne-au lăsat, care ne mai lasă, încă mai lucrez, da. Încă... Sper că lucrez până mai. Mă refer, mai faci filme? Sper să mai fac. Am făcut de curând cu colegul și prietenul meu, Mihai Constantinescu, 4 filme de lung metraj pe peliculă, 35. Excelent. Deci ne-a lăsat, așa l-ați auzit spunând, 500 de filme pe care le-a numărat. Cele nenumărate sunt nenumărate, nu? Altele, da. Vreau să spun în legătură cu maestrie. Da. Prima filmare din viața mea, cred că e interesant, eram încă student. Și ni s-a spus să facem fiecare câte un subiect de jurnal, cum e acum, telejurnal, atunci nu era televiziune. Era jurnal de actualități săptămânal pe ecranele cinematografelor. Și prima filmare am făcut-o unde crezi, aveam 21 de ani, deci în anul 3, penultimul de facultate, la Tudor Arghezi, în Pineaș, 75 de ani, 21 mai, de ziua Sfinților Împărați Constanții și Elena. Am intrat la el primițura, care era colegă cu noi. Și mi-a facilitat intrarea la ea și îi spuneam și eu, maestre, și Arghezi m-a rugat, domnule, te rog foarte mult, portându-se extraordinar, că vorbeam de civilizație, cu un pușt eram, de 21 și el împlinea 75. Și Arghezi mi-a spus, nu îmi spune maestre, asta e ca mângâierea porcului pe burtă, mi se pare că are și eu undeva o aluzie într-un vers. Adică, spuneți-mi, domnule, cum vreți, dar nu maestre, nu maestre. E ca mângâierea porcului pe burtă. O săptămână am stat la Arghezi mărțișor și l-am filmat sub mândru, e prima filmare. Chiar cum era acolo și cum era Arghezi? Ai spus că se purta foarte frumos, dar cum era el ca ce om? Ce să-ți spun, că vorbeam iar, mă întorc la codul manierilor. Deci eram anunțat, am venit la el pentru prospecție doar, adică încă nu era filmarea, acum zic, sau două mai devreme. Și el s-a dus la doctor, era programat, la Parhon, mi se pare, la endocrinologie. Da. Și fiindcă știa că întârzie nu mai mult de 10 minute, 15. Mi-a lăsat o scrisoare pe o masă în grădină, în livada lui celebră, cu vișini, cu cireșe, era și perioada mai, și mi-a lăsat pe o masă
fructe, de toate. Și o scrisorică care își cere scuze, scrisorică, i-a luat probabil mai mult de 15 minute, a s-a-l spus că va întârzia. Eu aveam 21 de capitole și el avea 75 de vorbeam de... Păi, tot așa, într-una dintre emisiunile trecute, vorbeam despre punctualitate și despre... A fi punctual la o întâlnire înseamnă a respecta timpul ăluia cu care te întâlnești. Da. Nu ai voie să iei niciun minut în viața cuiva, eu știu, să te aștepte pe tine pe stradă. Nu, mai atât. Celălalt Sergii mi-a zis, stai puțin, a zis, te anunț la telefon. Eu din clipa aia intru în priză, adică nu mai pot face nimic, nu gătesc, nu mă spăl, nu mă duc la baie, fiindcă aștept să sun la ușă. Adică respect chiar dacă te anunț că vin... Cum e obicei, nu sunt balcanic, că ne-ar la mine mai puțin. Da, mi-am că mai... Mai întârzi jumătate de oră, mai dai un telefon că nu vii sau... Nu, nici mai devreme, nici mai nici târziu. Și asta, îmi pare bine că ai spus lucrul ăsta, că am venit tot așa, mers la cineva să fac un interviu și am ajuns cu 10 minute mai devreme. Și era un frig, ce faci, stau în fața blocului, hai să intrăm. Și sun... Și spun, vă rog să mă iertați că e la fel de nepoliticos să vii și mai devreme, ca și mai târziu. Da. Dar venind din provincie și știi așa poți să vii... Știi că într-o aveam întâlniri, poate era Săra Lido, era aeroportul, nu ai cum să știi. Dar cum să nu știu tărea asta de la Lido? Așa, și mă întâlneam cu bătrânii. Era strandul, nu? Sau în spatele strandului? Nu, deasupra. Da. Și eu țineam foarte mult, nu știu de ce a fost... ceva în capul meu, dar bine am făcut, am învățat multe, dar ei mă întâlneam cu bătrânii. Și acolo știam că la 11 punct venea puterea să tași cu Gheorghiu, celebrul poet suprarealist, Ciuri Tași cu Gheorghiu, care a tradus și marele roman, perfect, a tradus Lampedusa. Da, lui Giuseppe Ghepardu, da? Da, Ghepardu. Sigur, da. Nu numai atât, dar el era și Matein, adică era o fel de asociație secretă în București a iubitorilor lui Matei Caragiale. Așa. Pentru că era și Oscar Lemnaru, regele calamburului românesc, care era un prieten și cu el. Acolo îl întâlneam și pe Nicu Carandino, după ce ieșise săracul din pușcărie, după mulți ani, 16-18. Un om extraordinar. Altă dată, cred că o să vorbim despre acest om. Eu aveam, fiindcă, revin, intram în biografie, că n-aveam casă, terminasem facultatea, locuiam într-o mansardă de îngrozit aici, pe Hristo Botev, undeva în Vod, era o boxă. Așa. Și târziu am primit garsoniera asta bună, în centru, că și acum îmi place. Și... Dar nu mai suportam acolo, era frig, am prins și gerul ăla din 5-3, 5-4, nu mai știu, când a fost viscolul mare. Și am obținut o aprobare să stau totuși la Mogoșoaia. Și am stat vreo 3 ani acolo și am cunoscut niște oameni extraordinari. La Mogoșoaia era palatul? La palata era, lângă palat, era casa servitorilor, care era celebra casă de creație, unde a stat Dar acolo stăteam oamenii săraci, fără casă, la mansardă, încât de o cămăruță foarte ieftină, 10-15 lei era pe vremea aia. Era departe și era greu să ajungi acolo. Ce frumos era. Dar era o fericire că era căldură și eram cu niște oameni extraordinari, adică era o atmosferă acolo fantastică. Așa spuneam noi cu Titus Popovici, bunul meu prieten, spuneam chiar că de-aia l-au trădat pe Brâncoveanu, că el trăia acolo și între timp boierii îl trădau în București, adică îl vindeau. Dar spune-mi, te rog, începuse să spui ceva despre Lido și te duceai la ora 11 punct. Așa, apărea domnul, nu, eu mă duceam mai devreme, dar asta e altă temă. Deci, nu, cu Mogoșoi am spus că, nu știu care împărătea, sub Maria Tereza sau alta, a zis că oamenii li s-a spus pâine. Dacă nu au pâine, să mănânce cozonac. Eu nu aveam casă, dar locuiam la Mogoșoaia. Deci mâncai cozonac. Mâncam cozonac. Da? Cozonac era o cămăruță, dar jos în salon eram cu niște oameni. Dacă ți-i înșir, nu-ți vine să... Te rog să-i înșir. Uf, afară de prietenii de vârsta mea, adică mai tineri, Titus Popovici, Mazilu era Mogoșoaia, cum spuneam noi. Unii erau cu Sinaia, cu Perișorul, alții erau oamenii Mogoșoaiei. Dar, dintre bătrâni, George Braca, marele actor. L-ai cunoscut pe care? Cum, eram prieteni. Eram... Da. Îți dai seama, dar fiind împreună tot timpul... Ce fel de om era Braca? O să-ți spun. Formidabil, o eleganță și o distincție și cu humor chiar, deși nu părea un om care să guste humorul. Oscar Lemnaru, care era un celebru om de cafenea.
de calambur, rege, vrei să spun. Îmi dai voie să manifest. Marele pictor, uluitor și cât de apropiat era de tine Lucian Grigorescu, Oscar Walter Cize, George Ciprian, marele actor și marele dramaturg. Îți spun, lista e lungă, adică și veneau și în vizită unii, cum venea cei la Serghi. Și pe cei la Serghi, acolo ai cunoscut-o, la Coșoaia? Da, da, da. Ce fel, cum era cei la Serghi? Eu, fiind, era ca o gospodină simpatică. Gospodină simpatică? Asta da? Este genul care se potrivește să, ca să fie descrisă? Nu, e puțin pentru ea gospodină simpatică, genul, adică... Da, da, da. Dar da. Nu, era chiar o intelectuală formidabilă, de la care am aflat mult înainte de a citi jurnalul lui Mihail Sebastian, multe amănunte din povestea ei cu Camil Petrescu. Ea a fost, ea e doamna tăi, acum se insiniază că e de Nicaler. Nu? E bine, dar un scriitor își face personajul, după da, cum știm, da, de da, multe. Da, da. Deci și de Nicaler a fost probabil iubita lui Camil Petrescu, dar și cel la Serghi. Deci mai degrabă ar fi doamna tăi din patul lui Procus. Of, mulți, nenumărați. Pe Preda l-ai cunoscut acolo, l-ai văzut? Nu acolo. Pe Preda, când am început activitatea în cinematografie, vroiam cu doi colegi minunați pe care am avut să facem, să-i preconiza un jurnal cultural. Era jurnal agricol, jurnal sportiv, jurnal pentru copii, pionieresc. Și am zis, primul subiect, atunci ieșise cu uriaș succes, Moromeții 1. Da, da. Și ne-am dus la el, pe Ana Ipotescu, să numea atunci Bulevardul. Era editura acolo, de reviste, ziare, și ne-am dus la el și era așa, cam plictisit, că avea un succes prea mare atunci, toată lumea la Salta. Și ne-a spus că vrem să facem cu el, film cu el, un reportaj. Un reportaj. Și l-a distrat, adică s-a uitat așa peste ochelar la noi, așa, eram și puști, 21-23 de ani. L-a atras ideea noastră când ne-a spus că începem reportajul cu oferta Moromeților, la prima ediție, Princeps. Avea un desen excelent făcut de Perahim, mi se pare. Exact un țăran de Bărăgan, de Teleorman. Și noi am spus că îl animăm, că așa începem subiectul, ca să-și facă o țigară dintr-un ziar. Da. Gestul cunoscut. Da, da, da. Moromete, da. Moromete. Da, taică-să. Și asta deja l-a încălzit, a devenit mai atent și a zis că da. Am auzit că era o persoană destul de arogantă, așa, nu arogantă, dar așa mai distantă și mai greu de... Nu știu, nu l-am cunoscut. L-am văzut de multe ori și l-am văzut și așa, dar... Da, nu l-ai cunoscut mai bine. Decât la această întâlnire importantă, dar uneori contează și o singură întâlnire. Eu una am avut cu celebrul Petru Dumitriu, o întâlnire. L-ai cunoscut pe Petru? Eram puși, lucram la ziarul... Cronica de familie, da? Da, da, la care eu am alte păreri, fiindcă l-am cunoscut foarte bine, tot la Măgășoaia. Așa. Pe Ion Vine, am fost prieten cu el, cât poate fi prietenul întâlnit cu... Așa. Dar și cu Arieti Von Stahl, care a fost iubita lui mult. Vai, dar Arieti Von Stahl e una dintre marele noastre scriitoare, da? Și ar trebui să da? Se... Voica. Ar trebui să fie citită mai mult și să-i se facă mai multă, să zic așa că e un termen la modă, mai multă publicitate. Este o mare scriitoare, deci, și de finețe și de... Sigur, păi dar Ebreanu, Camil Petrescu, era vedetă între cele două războaie. Și a fost și iubita mulți ani a lui Vinia, dar până la urmă chiar el mi-a spus, doamne, m-am plictisit să stau în casă cu una cu care discutam, ce discutam la redacție, la cafenea, o intelectuală, și am luat o femeie superbă, superbă. Ultima lui nevastă, în care a trăit normal. Da, dar era puțin cam prețioasă, din ceea ce mi-am dat seama... Da, nu era puțin cam prețioasă? Nu, era foarte directă și foarte... am cunoscut-o mulți ani. Era frumoasă, da? Cred că da. Era în vârstă. Era frumoasă și în vârstă. Da, da, da. A fost ceva pușcărie. Tot din cauza lui Petru Dumitriu, că a fost nevasta lui Petru Dumitriu, nu știi? Ba da, știam, dar de ce a... Și mulți ani. Fiindcă după ce a plecat Petru Dumitriu... Și a plecat și a lăsat? Erau divorțați când a plecat? Erau deja să căsătorise, să combinați, să căsătorise, nu știu, cu o doamnă care era așa, dintr-o nobilime de ambasador, așa, nu da, știu, da. Cu care a plecat copilul rămânând în țară, dar a fost primul scriitor important cu nume, fost, care așa, da. Dizident, care a plecat din țară și a și publicat imediat... o carte în care se răpuia, dar fără talent.
Adică era o carte răfuială, nu de literatură, cum da, da. A scris Orwell sau alții, care au părăsit comunismul, adică și Kessler și... Adică la el era așa doar o răzbunare pe cine, pe Beniuc, pe Leonte Răutu, pe... Era minoră carte. După aia a scris și cărți formidabile, Alieta mi le-a dat. Una care mi se pare că e o carte formidabilă, L'uomo zio gris, se numește tablou al lui Tizian, mă nici că nu traduc. Cronica mie mi se pare o carte de colportaj, care nu-i mai bună. În primul rând că a contribuit mult Vilea. Cine a citit și Lunateci și venind de mai romanele lui Vilea, își dă seama care e contribuția lui Ion Da, a contribuit la... Și în Arieti Bostal. Dar după aia a scris cărți bune în Occident. Și după divorțul lor, Henriette von Stahl a rămas în țară și... Pentru o perioadă și după aia a plecat cu... Bine, era... Să revin la întâlnirea la unică cu Petru Dumitriu. Da. Deci tot, Pușt m-a trimis redactorul șef, care și avea 23-24 de ani, să îi cer un articol pentru Scântea Pionerului, care erau... Dar tot era juria și că era pentru școli, pentru elevi, pentru pionieri. Și foarte importantă gazeta și avea și, spun iar, așa fac eu mereu paranteze, a angajat un foarte bun student la filologie, Sorin Stati, care a ajuns celebru profesor în Italia, ca să corecteze, fiindcă nu toți eram foarte bine școlarizați, să corecteze pentru că era... gazetă pentru elevi să nu fie nicio greșeală, ceea ce face bine acum și ziarele și televiziune să angajeze câte un lingvist, un filolog, ca să îndrepte greșelile, fiindcă învață lumea prea mult. Așa. Și m-au trebuit să Petru Dumitriu să dea un articol cu nu știu ce ocazie. M-am pus la el, era frumos, era așa, extraordinar, ca o vedetă de film și să avem comparație în țară. Acum, și... mi-a spus, da, domnule, o să scriu, dar era scârbit, era director la Editura pentru Literatură, deci tot acolo, Ana Ipotescu. Și am spus, da, domnul tovarăș, bineînțeles, Dimitriu, dar știți, e urgent articolul, noi marți încheiem, intrăm în tipografie. E, ci, bă, luni, veniți și, zic, dai sigur? Și el mi-a spus, pe cuvânt de onoare. Ești... Da. Scriitor, era deja celebru, cu drum fără pulvere. M-am dus la redactorul șef și ce a zis pe Petru Dumitriu? Că pe cuvânt de onoare, luni ne dă articol. Lui noi deja trebuie să scriu în tipografie la 10. Și nu va da articol. M-am dus la el. Și... Și uluit, așa puști eram, așa și credeam în el. Da, era un scriitor important, îl învățasem la școală. Și el mi-a zis, da, am scris. Și eu așa... Acum la bătrânețe ne-a spune, păi v-ați dat cuvântul de onoare, ei și... Mi-a zis el, ei și... Și de atunci mi-a devenit antipatic. Păi cred. Dar păi cred, eu țineam minte că am citit niște memorii al lui Victor Eftimiu, în care el spune că, ieșind o dată de la Capșa, nu știu, este maestru Sadoveanu, idolul scriitorilor mai tineri, și un vânt, așa s-a stârnit un vânt pe calea Victoriei și i-a smuls manuscrisele din mână. Și atunci Victor Eftimiu, puștână, le-a adunat și le-a dus maestrului Sadoveanu. La care Sadoveanu le-a luat și atât. Și nu o să uite niciodată, spunea Eftimiu, oricât de mare și uriaș și genial este, că nu i-a spus un mulțumesc. Că i-a adunat de pe trotuare, de pe... Sadoveanu n-a spus un mulțumesc. Da, pentru acest... Așa eu nu-l iert pe Petru Dumitriu pentru faptul că a zis, ei, și ce dacă mi-am dat cuvântul de onoare? Unui tânăr, eram foarte tânăr. Dar n-ai voie să faci asta față de nimeni, nici față de tine, nici față de părinte, dacă ai promis. Atunci nu da cuvântul de onoare, dacă ai promis și spui pe cuvânt de onoare, mi se părea că e... Vedeți, ați pomenit de Sadoveanu. În Cismigiu, când eram eu elevă la liceul Enescu... Am și cu Sadoveanu povesti, când am întâlnit și pe el de mai mult. Da, era un domn care se părea că ar fi fost fiul din Flor sau chiar fiul... Era identic Sadoveanu, se așa... Un domn seamănă operatorul. Foarte mult cu Sadoveanu. Da. Am avut mare plăcere, stimați spectatori, că din momentul în care am intrat în această casă a maestrului Erich, lasă a domnului... A lui Eric, da. A lui Eric, Erich. Încă mă simt contemporan cu toate generațiile. Așa. Să-mi spună că are foarte mulți prieteni din Franța, foarte multe cunoștințe și, într-adevăr, numai nume celebre, oameni care s-au remarcat în lumea întreagă, plecați de la noi, de la Focșani. Te rog să-i pomenești. Păi cu cine să încep? Cu prietenul meu bun și colaborator, că am făcut și filme împreună, Sergiu Uzu, un foarte mare operator. Fiul unui farmacist din Virgil Buzum, care nu era numai farmacist, dar era și un poet excelent. A și publicat volumele.
În casa căruia veneau toți amărâții, suprarealiștii, mai ales moderniștii. Unde? În casa căruia? A lui Huzum. A lui Taicăsu sau a lui... A lui... Nu, a lui Taicăsu, Virgil. La Focșani, sigur că da. Focșani. Sigur că da. După aia o sigur. Bună prietenă este marea profesoară, că îi spun în primul rând profesoară Irina Mavrodin, fată de profesor, nu? De... Tatăl ei profesor de franceză și mama, nu, mama medic-oftalmolog. Da? Mama medic-oftalmolog. Irina, care și traducătoare formidabilă, se chinește cu Proust, dar a scris și cărți originale, e și poetă foarte bună. Da, sigur. Și o ființă de aur. Nu-ți vine să crezi că mai există asemenea. Nu-ți vine să crezi că e din Focșan, nu? Nu. Invers. Da, da. Din Focșan trebuie să fie. Da. Un excelent regizor și cărturar și un teoretician al filmului Savel Șchiopul. Eu n-am știut că acest Savel Șchiopul este din Focșani. Da? Ți-am spus, îl vedeam mereu la Casa Universitarilor, aici la masă, cu Nușa, cu Nușica, cum îi spuneam. Ea a avut multe iubite. El era... Da, cu Nușa se pare că a fost o chestie mai serioasă. Știu că a rămas cu ea, da. A rămas, încă, încă e cu ea. De acum, gata. Stă tot pe aici pe lângă tine, pe undeva. Este o botev puțin mai încolo. De, da. Deci puțin mai încolo. De Piața Rosetti, da. Așa, de Save. Eu n-am știut. Mi-a fost profesor, să știi. Eu n-am știut până astăzi că Save îmi spune că din Focșani. Da, neapărat. Mi-a fost și profesor. Și mie și Limișu Constantin. Da, da. Dar nu e cu mulți ani mai mare ca voi. Nu, dar profesorii noștri, vreau să-ți spun, dintre care se numărau, aparte Jean Georgescu, era ceva mai în vârstă. Așa, erau foarte tineri, da? Tineri și, și aveau la activ două, trei firme. Două, da, firme, da, chiar da, 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 da. Dar noi ne uitam fascinați la ei. Când eu aveam în ultima vreme normă obligatorie 7-8 și... Că trebuia să ne scoatem neafa și făceam 15-20, că îmi place meseria. Îți place, da, fi să vede după cât, cât ai foarte produs. Mult, foarte mult îmi place și oricând sunt gata să plec la o filmare. Da? Da. Excelent. Adică pentru filmare mă duc altfel, mă mișc mai eu. Da. Și spuneai de Savel Șchiopul și mai, ai mai spus niște nume, o doamnă... O excelentă ziaristă, dar de mare clasă, Felicia Antip. Felicia Antip, da. Vreau să-ți spun ceva. Alt prieten, Ivasiuc, lucra aici lângă mine la ambasada americană, era un fel de traducător, întâi a fost angajat ca operator proiecționist și era pe atunci un ambasador. El a murit la cutremurul din 70 da, și... Da, da, Ivasiuc. Da. Și nevasta lui, bună prietenă, dar spunea Tita Kiper, care a scris până în ultima zi la Dilema, a murit săraca de curând. Răpusă. Și era Focșaneancă? Nu, 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 era din Galați, puțin așa. Mai jos. Da. Ivasiuc era din Maramureș. Maramureș, da. Și Ivasiuc mi-a spus că ambasadorii care au trecut pe lângă el, a devenit până la urmă consilier, l-au rugat să traducă integral, nu numai așa ca informație, din presa română, integral articolele Felicii Antip, lucra la Lumea. Era prietenă cu Ivascu, da. Celebrul George Ivascu și interesat, fiindcă ea reușea să sintetizeze cel mai bine politica românească în articole, în Lumea. Și în contemporană. Și în ultima vreme a lucrat, dacă țin minte, o carte pe săptămână la România Literară. Și acum, săptămânal publică, la fel de minunat, scrie la Adevărul Literar și Artistic. Eu mă bucur să le comun niște respectatorilor. E nevasta unui foarte bun istoric, generalul Antip. Sigur. Și cu doi băieți, unul e la cinematografie. Da, e deja... Da, de mult. De mult. Să, da, Igor Antip. Este regizor sau ce? Cred că e producător acum. Producător, producător. Da, uite. Vedeți, stimați respectatori, Focșanii. Ce lucruri? Focșanii, da, Focșanii. Ah, și mai adaug încă ceva, criticul de Isopianu. Da, e important. Da, da. De Isopianu, îmi spunea minunatul critic. Și om, vreau să-ți spun că primul om genial de televiziune din România și probabil ultimul, așa la nivelul lui, da, a fost Supianu, care era un cozăr, ceea ce Călinescu spune în celebra lui mare istorie a literaturii, Supianu putea vorbi despre orice, despre prostie, despre Batistă, despre cinema, despre... Era chiar genial, adică l-ascultam fermecat. Cât putea vorbi la televiziune pe vremea aia, adică, dar era... Nu trebuia să cenzurezi. Și acum trebuie să cenzurezi, pentru că nu ai voie. Nu, 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 nu la modul că vine cineva și te așteaptă la ușă să te ducă nu știu unde, dar cât că și, o autocenzură așa care ține de bunul simț, trebuie să o ai de fiecare, că era nu? Primul critic important din lume de film, care a spus cărți, a publicat tot timpul reviste, afară de anii când a stat la închisoare săracul, deși era cumnat cu Mihai Ralea. Da. Cumnat, adică sora lui Țupianu a fost nevasta Ioana Ralea. Și
Tatăl lui era profesor la voi la Focșani, Iohannes Sutia. Da, 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 am auzit. Și el povestea cu Has cum era evident îndrăgostit de Caragiale și îl ținea în brațe Caragiale când venea în vizită la Focșani, că era un obicei la voi, privitor. Ospitalier. Era ospitalier. Era un oraș de, cu oameni bogați. Cu oameni bogați, ca și acum de altfel. Da? Și asta mă bucură, sigur că da. Păi foarte bine. Și asta mă bucură foarte mult că se menține tradiția asta, dar erau oameni de eu știu, familii de intelectuale adevărați. Mulți. Adică păi și la Iohannes Sutia se vedeau... Familii de intelectuali, de substanță, știi, adică da, da. Dacă venea da. Și Taragia. Vezi, Erich, și tu știi foarte bine, trebuie să spun ție lucrul ăsta. Înainte, oamenii bogați, primul lucru pe care îl făceau, banii pe care îi aveau și investeau serios în educația copiilor, în primul rând. Educație însemnând biblioteci imense care erau în fiecare casă de om bogat, piane, muzică. Nu mai trebuie biblioteci în casă, că să strânge praful și avea spații mai mici. Cineva, acum e internet, găsești ce vrei. Orice carte din orice bibliotecă din lume. Nu era și... Atunci nu era internet. Atunci... Apropo, tu ai internet? Nu, din păcate nici video. Da, imagine, da. Dar n-am nimic împotrivă. Eu fiind cu generația minunatului nostru colaborator. Cu Bogdan, da, da. Da, adică și cu fiind tot timpul în contact cu ultimele generații, cu studenții. Da, da. Nu știu ce bucurie am, de exemplu, că când lucrează foștii mei studenți de la Universitatea Media, intră în producție foarte repede. De exemplu, sunt în anul 4, 5 studenți care au făcut serialul lor, indiferent de calitate, nu comentez. În familie, la prima. A, da, am văzut ceva, am văzut nevoie. Eu i-am recomandat, dar e o șansă formidabilă. Pentru cine? Pentru studenți să lucreze film cu actori de ficțiune, serial pentru televiziune. Da, și da. Sunt mândru. E o... Deși îi prefer pe studenții care fac documentar. Adică eu am făcut un hobby din documentar. Nu m-am prins niciodată ca prietenul meu, Mișu Constantinescu. El preferă cu actorii, fiindcă are talentul de a lucra formidabil. Da. Am uitat să spun și vreau să le reamintesc telespectatorilor. Acum 2 săptămâni am avut interviu cu Mișu Constantinescu, prietenul tău foarte bun, și bineînțeles că te-a pomenit în acel interviu și am filmat această carte, stimați telespectatori, între Ialta și Malta. O să ne vorbească un pic maestrul Erich Nussbaum despre această carte. Deci nu e numai regizor, este și scriitor. Se pare că acum lucrează la o altă carte. Da. Ce, am înțeles că ești... am uitat să vă mai spun. E născut în aceea zi cu Brigitte Bardot. Și cu Hrușciov. Și cu Hrușciov. Și care este, ce, tu chiar crezi în zodii, mă întreba pe mine. Spun, păi mai cred. Și că uite, ești născut în aceea zi cu Brigitte Bardot, care e legătura mea, doar aceea că îmi plac câinii. Da, asta, apropo de carte. Da, cartea asta este despre un câine, titlul meu era Negrilă. Negrilă era un câine care, un maidanez super negru, parcă era labrador. Și titlul meu era, dar probabil că editorul din Timișoara, a zis că e mai comercial între alta și Malta, când a apărut acum câțiva ani, a zis, nu, fără Negrilă. Negrilă era deja mai atractivă. Da, da. Cine e Negrilă între alta și Malta? Era un câine. A, deci tu ai pus Negrilă între Ialta și Malta? Da, da. Foarte fain, era mai sugestivă, așa cum ai spus. Era cam lung titlu, poate editorul... Nu, dar era foarte fain, așa trebuia lăsat, Negrilă între Ialta și Malta. Da. El s-a mutilat, cine a fost domnul ăsta? Nu a mutilat. Eu zic că l-a mutilat. Săracu, Dumnezeu să-l ierte, a murit de curând, dar... Și de ce a făcut? Fără să ceară voie, a publicat-o așa? A, nu, mi-a spus că o să schimbe titlul să fie mai comercial. Bine. Atunci era moda, să discutam mult de... Era mai comercial dacă era un câine. Bineînțeles, și pe coperta aș fi pus, i-am dat și o poză a câinelui. Dar ce scrie aici, adică o carte pentru... N-are nicio legătură. Din Bietul Petrețuțea. Hai să spun și eu 2 vorbe despre cartea asta. Îmi dai voie? Ce scrie? Dar nu din Petrețuțea, că n-are nicio legătură. E nu, asta, din, aici ai citat din Tuce. Scrie aici o carte pentru uituși, pentru cei născuți după 89, dar nu numai pentru ei. Da, nu, n-are legătură, tot din motive comerciale. Deci tot din motive comerciale. Nu, chiar ce-i cu chestia asta, cu cartea pe care trebuie să o... Oare se gândea Caragiale când publica schițele sau nuvelele și schițele? Da.
sau că să fie comercială toată treaba asta. O Eminescu gândești, se gândea din punct de vedere comercial. Cum? Oare? Pa, Eminescu nu, păi el știm, da, a apărut postul, da, adică, da, da, mă rog, mă gândeam la Maiorescu, la nu, Caragiale era nu numai, dar era... Știu că era destul de mercantile la așa de felul lui, dar spunea sângele de miel cuvântul. Nu neapărat mercantile, dar... Nu, dacă cărțile erau foarte... Dar era terorizat chiar la Berlin, în exilul lui, era terorizat de virgule și de greșeli. De... Păi da, nu din spirit comercial, o făceau, era din bun simț, din bun simț față de literatura pe care o reprezenta, față de publicul care îl citea, nu? Nu cum să te duci să pui, cum apare acum o mulțime de chestii cu virgule puse aiurea sau fără virgule și cu ortografie lamentabilă, articole în jurnale le găsesc cu greșeli lamentabile de ortografie. Să știi că astea mă deranjează mai puțin, că le corectez. Televiziunea și radioul mă enervează, mai ales pe FM și să schimbă pronunția. Am vorbit pe curând cu doamna Matilda Caragiu, ca Marioțeanu, o mare lingvistă și o perfecționistă a limbii. Da, da. Și Matilda mi-a zis că eu zic, de unde dracu vin accentele astea, le pun aiurea? Da, domnule, că româna o să semene cu ceva, cu maghiara, care au accentul pe prima silabă. Auzeam un post de tele, la revedere, ce e asta, domnule, zi dacă la revedere, cum să zicem, de o viață întreagă. Și Matilda și ea, bineînțeles, supărată, dar ce să faci așa? Cum ce să faci, trebuie făcut ceva. Am mulți prieteni filologi și spun așa e. Adică firesc, e un proces firesc ăsta? Nu, nu, va veni după aia, îmi spune un prieten filolog, un Eminescu. Că și atunci era caragiasă limba din cauza franțuziților, da. A pașoptiștilor, așa, ciracilor, și mi-a zis, va veni un Eminescu și va cristaliza limba asta vorbită, de limba e vie. Dar să vină, domnule, odată, dacă îmi vine, da. Nu? Să dar nu, pe mine mă enervează, deci, ortoepia, adică accentul pus mereu sigur. Pe prima silabă și sigur. Vocalele lungite. Cântate. Matilda mi-a zis că din cauza telenovelelor care sunt... Oare din cauza asta? Încă e bună influența, mai bine latinoamericană, spaniolă, ce-o fi, decât influența britanică, care nu se leagă. Adică nu se leagă cu nimic. Franceza a fost franțuzismele, barbarismele, după aia neologismele franțuzești, au intrat firesc, fiindcă erau tot pe rădăcină latină, nu? Da, da. Dar englezismele nu intră. Știi, ai spus că din cauza telenovelului mi-a venit să râd, că mi-a adus aminte de o poveste despre mine, ceea ce nu e frumos. Ba da. Soțul meu are o oroare când vede că deschid televizorul ca să mă uit la o telenovelă, își pune mâna în cap, spune, Doamne, vai ce nevastă proastă mi-am luat, cum să te uiți la telenovele? Bun. De cum, de ce nu? Și rămâne da. Și într-o seară, acum vreo două zile, mă rog, deschid, mă uit la un film, și face, hai mă, te uiți tu la ăsta, era o doamnă care avea un copil cu sindrom Down și nu știu ce și spun, da, te uiți la porcărie, da, mă uit, hai mă, nu te mai uita, hai mă, lasă-mă să uit, că seamănă cu o telenovelă, știi? Nu, păi, seamănă cu o telenovelă, știi, da. Nu te-a fortunat să telenovela, da, nu e nicio rușine, da, Misterile da. Parisului, ba chiar... Sigur, sigur, unii sigur. Scriitori... Bine, dar stau, apropo de telenovelele de astăzi, care sunt la kilogram, așa, la, știi, și s-au banalizat, toate sunt la fel, toate au același nu știi cu ce plăcere au... citesc pe lângă, recitesc, uite, pe astea, arăt da. Gogol. Suflete moarte și... Îți place literatura rusă, probabil, enorm, și da. Mie la fel. Păi, și demonii de multe ori recit. Bate palma cu mine dacă îți place de literatura rusă, este excepțională, într-adevăr, este literatura de căpătăia oricărui intelectual, cred eu. Și aia franțuzească bine, dar asta este de o profunzime, de un rafinament. Bine, bine, fiindcă special. Suntem mai apropiat sufletește de ruși, dar... De asta, nu știu dacă... Dar mine Cehov, dar spun că îi recitesc cum recitesc mereu pe Caragiale. A apărut acum într-o ediție, într-o bibliofilă, nu? Caragiale. Și l-am recitit la ultimul volum, rând cu rând. Bine, am avut scriitori imensi, trebuie să recunoaștem. Da, da, nu? Da. Am avut scriitori. Avem scriitori. Încă mai avem. Avem scriitori. Dar... Și spuneai de Gogol, că citești literatură rusă și citești pe lângă asta ce mai citești. Romane polițiste. Sigur, sunt frumoase și mie. Adică pentru mine e un idol aproape, Frederic Dard, celebrul San Antonio. Oi, alea... Alea rămân în timp și spațiu. Vă dați literatură verificată de timp. Asta o să fie citită totdeauna în cu plăcere. Pentru că a simțit, a mirosit și a valorificat schimbarea limbii, argoul. Sigur, și ar un argou, într-adevăr. Știi că mă certa Irina Mavrotin. De ce? Buda mea prietenă, profesoară de franceză. Da, da, și de ce universitară, nu o profesoară. Da, da. Care e și traducătoare, da, și da. Invers, de retroversiuni. Sigur. Și cum poți să pierzi timpul cu San Antonio?
Zic, Irina, tu ai scris, din păcate, ai pierdut timpul despre niște scriitori care dispar în 10-20 de ani. Celebrii, Nouvelle Vague, nu toți, aparte Marguerite Duras și aparte... Dar Alain Robrie, Michel Butor și atâția, și Philippe Soler, și sunt ăștia trecători care poate pregătesc. Da, știi că mie îmi plăcea când eram... Și i-am spus Irinei, tu scrii cărța iurea, în loc să scrii despre limba franceză modernă nouă, făcută de domnul Frederic Dard în San Antonio. Într-adevăr, scriitorii nu prea mai sunt pomeniți nici în Franța, iar ăsta a ajuns aproape un clasic. S-au scris cărți despre el. Cum să nu? Desde de doctorat la Sorbona despre Frederic Dard a ajuns așa o somitate. Există un dicționar al limbii lui Frederic Dard. Am și eu aproape tot ce am scris. Vezi, apropo de Marguerite Duras, îmi plăcea acum 1000 de ani, e bună, dar nu mă mai gândesc la ea, m-am și uitat-o, să știi, dacă nu o pomenai, uitasem că există. Pe când, uite, Henriette Yvonne Stahl, apropo de noi, la asta mă gândesc tot timpul, îmi place stilul, îmi place aristocrația pe care o are de la Dumnezeu. Nu, dar și țăranca aia Voica, nu-ți place? Ba da. Să știi că mai sunt scriitori, uitați, care au scris în stilul moromeților, deci nu-i primul Preda, era unul pe care cine mai știe, I.C. Vissarion. Am auzit că și am ceva la casă. Știa povești pentru copii, dar și limbajul lui, că trăia aici în Ardeș, la Costești, era țăran, așa și rămas. Țăran uimitor, avea și invenții, avea, i-am cunoscut și familia, fiindcă prietenul meu, Mănuțeanu, s-a căsătorit cu fata lui E.C. Vissarion. Dar din copilărie știam Bergăciun împărat. Da, se pare că ai mulți prieteni, Erich. Asta este foarte frumos. Foarte mulți, că-i... Da? Ai fost un om prietenos, deși spui că ai venit, când ai venit în București, în 56 ai terminat facultatea de teatru, de regie. În 52 ai venit în București. Da. Cum ți s-a părut București după ce ai venit în Banat, unde era altă atmosferă? Nu neapărat din Banat, dintr-un sat. Dintr-un sat, da. Și după aia Arad, Dar, nu știu, m-am acomodat foarte repede. Te-ai acomodat repede, probabil că firea ta. Știi, sunt oameni la care te duci ca să faci interviuri, de exemplu, cum sunt eu, și din ușa ai așa un... Nu prea des mi s-a întâmplat, dar mi s-a mai întâmplat ca din ușă să am un sentiment de reținere, deși interviul a mers mai scârțâit. E, la tine mi-a făcut plăcere, după cum ai spus, da, imediat mi-am dat seama că, că am de-a face cu un om care o să mă împietenesc foarte ușor. Și am luat foarte multe interviuri. Sunt alături de tine meseria asta, am făcut foarte multe filme. Ai făcut jurnalistică de când erai mic, fără să ai zis că-ți place ziaristică. De fapt, știi, ziaristică e mai neauș, pentru că jurnalism este o chestie împrumutată, apropo de franțuzisme, pentru că vin de la jur, nu? Da. Pe când ziar vine de la zi, românește, așa că hai să-i spunem ziaristică. Este mai așa cum îți place ție, da. Publicistică, da. Am cunoscut oameni formidabili, am făcut și filme despre ei, foarte multe filme culturale am făcut, filme de artă și culturale. Nu vreau să spun la urmă, că n-am vrut, probabil că nici nu mi le-au dat filme politice. Nu ți-au dat. Dar chiar cum te-ai descurcat în perioada aia destul de dură totuși, că a fost pentru, și pentru voi a fost o perioadă dură pentru regizori, pentru... dar probabil cu firea ta prietenoasă n-ai avut probleme, nu te-ai certat cu nimeni, nu te-au arestat niciodată, Nu, dar am fost anchetat pe tot pentru Mișu Săracu și de atunci am cam lămurit. Deci aveam... El cu un an mai mare, 22-23, eu 21-22 și am fost anchetat la securitate pentru bietul Mișu și un alt coleg foarte bun, Sandu Drăgulescu, care scrisese niște versuri. Versuri care după aia, în timpul lui Ceaușescu, puteau să apară, gen Păunescu, pe prima pagină a Scântei. Patriotice. Era așa, chiar patriotar. Și bietul Mișu, care nici nu le citise, că avea alte preocupări. Era dansator, dansat de dansuri populare. Și le-au găsit la el, unde dormea și Drăgulescu, într-o cameră, poezile și i-au arestat în 5-6, deci în un an. Atunci, în perioada aia sinistră, în 5-6 a fost perioada după Revoluția din Ungaria. Din Ungaria, da, a fost cumplit atunci, nu? Și am fost anchetat pentru ei și am fost și la proces, bineînțeles. Au urlat și la mine unul Ciungu, era un președinte. Colonel, cred, era tribunal militar, vezi că intri în boxă lângă ei. Când i-am văzut, bunii mei prieteni cu care până atunci eram tot timpul împreună, cum săraci, slabi, așa... Erau slabi și prăpădiți și speriați, probabil. Eram slabi și de foame. Păi normal, sigur că da. Și de atunci m-am cam lămurit. Și cu am invitat... Cu prietenii? Nu cu prietenii. La un coleg, nu prieten, că nu era prieten, încă am miros, i-a turnat. Și de atunci... fanatic nu mai puteam fi, adică mi-am dat seama cum doi
colegi de-ai mei luați pentru nimic, pentru niște versuri care nu ne-au publicat, nu ne-au difuzat, fără a scrie într-un caiet versuri. Da, domnule, a fost o perioadă... Și după aia, totuși ți-a mai spus, adică eu n-am, nu sunt maniheist, alt negru. La studioul Sahia era o atmosferă destul de bună, adică datorită câtorva oameni de calitate, ne-am menținut și făcându-se o producție uriașă. Da, sigur că dacă zici, începusem să citesc, dar ne-am luat cu vorba, știi? Făcându-se o producție foarte mare, apucam și tinerii, cum eram atunci, să facem filme. Adică trebuia, fi că bătrânii genul. Care a fost, bine, asta e o întrebare stupidă, totdeauna primul, la un actor, la un... Care a fost primul rol pe care l-ai făcut? Care a fost primul film pe care l-ai făcut? Păi, știi? Prima filmare am dar mă interesează ideea de filmare, nu filmul în sine, ci cum ai ajuns să faci filmul? Adineaur, l-am pomenit prima filmare din viața mea, a fost la Mărțișor, la Arghezi, l-am filmat pe Arghezi, un document formidabil. Îl ai? Subiectul? Nu, mai ai filmul? Nu-i filmul, era un subiect. Un subiect pentru... Unde el a spus poezia, inscripție pe o ușă, și am adus și niște copii la iertă, așa mi s-a spus, să fie izolat ca în turnul de fitness. Așa? Niște copii la grădiniță și era, mai trăia Zdreanță. Da. A spus și niște versuri pentru copii, fiind de față și eroul Zdreanță. Cu ochii de faianță. Cu ochii de faianță, și deci asta a fost prima filmare. Iar primul film a fost despre cărți. Uite, mi-a adus aminte de Zdreanță și nu prea mai auzi copilași recitând. Înainte toate sărbările copiilor, înainte de 89 vreau să spun, la toate sărbările pentru copii, copiii recitau poezia aia și cu Zdreanță care s-a făcut... Păi mai spun ceva. Gospodina și nu știu ce, s-a făcut a dracului. Avem atâția scriitori minunați pentru copii, probabil că editorii habar n-au, nu știu de ce nu reeditează. De exemplu, copilăria mea a fost încântată mult de Moșna este numea. Așa. Nicolae Bațălia era numele lui adevărat. Da. Universul copiilor se numea revista. Eu plecam din satul meu la Baia de Criș până la Brac, 6-7 km pe jos, să cumpăr Universul copiilor ca să citesc, dacă eram și scris. Știu și răspunsul lui Moștaie la povestire mea când aveam 6-7 ani. Da. După aia există minunat, am văzut de nu știu câte ori spectacolul, nu mai eram copil. Da, te rog, spune, nu. Cartea lui Gelu Naum cu Apolodor. Mă duceam la teatru de păpuși, care era un teatru formidabil, de avantgardă, unde vedeai niște spectacole extraordinare. De ce nu apare Apolodor? Păi de nu ce știu, am nu știu, un prieten de-al meu și al lui Mișu, mai ales Pancu Iaș, Octav Pancu Iaș, a apărut vreo carte de-al lui. Excelente cărți pentru copii. De ce nu, pentru licee mai ales, de ce nu mai apare Mircea Sântimbreanu? Nu știu. Micael Bacan Cavare. Dumnezeu să-l ierte, l-am văzut la Focșane acum câțiva ani de zile. Da, era din Brad, era 5 km. Da, a fost la Focșane acum, chiar a fost o și vreau să-l pomenesc puțin. Țin minte că primarul de nu știu ce comună de la noi, Panciu, primarul de la Panciu, știu că i-a dat niște bani atunci, a fost așa de bucuros. Te-ai uitat la ce întrebări? Nu. Oricând discut cu plăcere și pentru stimații telespectatori din Focșani. Nu m-am uitat la ceas. Din Francia, dar... Nu m-am uitat la ceas, m-am uitat la Bogdan. Dar cunosc, sunt de meserie. Am întrebat câte minute mai avem, pentru că noi trebuie să ne încadrăm într-o oră. Da, e... Și mai avem de vorbit încă aproape 20 de minute. Dacă ajunge, cât o să ai? Nu, mai vorbim un pic pentru că... Despre orice, cum adică? Văd că se poate vorbi despre absolut orice cu tine și mă bucur că am așa un... Despre matematică mai puțin. Nu, vorbeam despre... Nici cu mine nu se poate de vorbi. Eu abia știu tabla mulțirii. Nici măcar electronic. Ce am vrut să spun? Da, vorbeam despre cărțile astea care nu mai apar, da, și că eu... Da, am avut scriitori excelenți pentru copii, dar și Nina Castianică, fără frică, care Elena Farago, care avea niște poezii pentru copii așa de frumoase. Otilia Cazimir, da. Excelente poezii și care nu au nicio legătură cu politica sau cu perioada sau alta. Sigur. Da. Ne vorbeam despre Arghezi, că ai făcut primul film la prima filmare la Arghezi. Alții au făcut filme, printre care și Sergiu Huzum a filmat formidabil. Chiar asta vreau să spun. Arghezi cu altcineva, deci s-a făcut un film documentar. Da. Când l-am filmat eu, încă era interzis. În ziua în care l-am filmat, l-a felicitat, deși nu erau prieteni, Sadoveanu. Și l-am văzut pe Arghezi plângând de emoție că l-a felicitat Sadoveanu, care era în Academie și era... Da, pe Mițura ai cunoscut-o bine? De-aia a fost colegi. Și da? Da, bineînțeles. Ea era ceva mai în vârstă, nu-i frumos să spui despre o doamnă, dar ea săraca n-a avut acces la învățământul superior, fiind fata lui Arghezi, a fost la operă balerină, întâi,
a fost cam figurantă la teatru, tot prin relațiile așa da. Oculte ale lui Arghezi și a devenit studentă la actorie târziu, adică era colega noastră puțin mai în vârstă, nu spun da, și prin ea am ajuns, bineînțeles, cu Mircea. Te mai vezi cu ea? În ultima vreme nu. E acum ocupată cu politica, e o persoană. Cred că nici măcar, dar întreține excelent, o stimez, Casa Muzeului de la Mărțișori. Da, care era și perechitată, când au dărâmat Mănăstirea Văcărești, care e vis-a-vis. Da, știu. Adică ei sunt pe deal și jos, în vale peste drum, era... Și casa de la Mărțișori. Mărțișori e perfect, da. Nu mai atât, dar și Paraschiva, soția lui Arghezi, și Arghezi, și probabil că și Mițurea, Doamne ferește, să trăiască cât mai mult, au mormântul în curte, așa a avut Arghezi. Și a fost foarte emoționat. Ei, după două sau trei zile, i s-au dat toate onorurile posibile, chiar prea multe. Într-un film am văzut, da. Deja era aproape de guvern, de Gărghiu, deci de... Da, s-a cam discreditat el atunci. Nu foarte mult, da? Fiindcă nu în poezie, vreau să-ți spun. Articole scria de toate, și pentru regele Carol, regele culturii, spunea, și pentru Gheorghiu Deșpa, îl făcea și un formidabil intelectual pe tipul stăică, care era un dăbutor. Cine făcea? Arghezi? Arghezi, într-un articol. Ei, da, uite, vezi că... Nu numai atât, a fost, l-au trimis imediat după reabilitare, după ce l-am filmat, l-am trimis șeful comisiei guvernamentare pentru... la Moscova, ca să preia o parte a tezaurului nostru, o parte, zic eu, mai importantă decât banii, tezaurul ăla de aur, care pe mine personal nu mă interesează, nu-mi spune nimic, a preluat tablouri, cloșca cu puii de aur, și a început să-l elogieze într-o tabletă pe generalul Vedenin, care era generalul Kremlinului, da? Care a predat, era șeful Comisiei Sovietice, probabil, zicându-i minunatul cu ochii albaștri, adică cu... Până fi fost și omului frică, avea și el copii de crescut. Nu, frică, nu. Frică, nu mai avea, fiindcă era deja decorat de Constanța Crăciun. Păi de-aia a fost decorat. Când am băgat subiectul ăla în jurnal, așa? Ocupă mult spațiu cu da. Inscripție pe ușă, e singurul așa? Sincron, cred, care s-a făcut cu el. Deja era decorat cu Ordinul Muncii, deja era cu onoruri. Nu, frică... Păi de-aia era decorat, că îi făcea pe toți. Nu, dar nu făcuse, la... după aia. Păi ăsta e un mic exemplu, acum nu vreau, Doamne ferește, toți avem slăbiciuni. Când i-am spus, maestre, am primit o observație, era, iertați-vă, trebuie să... Sună cineva la ușă. Da. Colaescu l-a făcut zob, am râs de-am murit la... Acum Nicolaescu știu și eu multe, că mi-a fost coleg. Așa, și... Stai puțin, poți să spui. Deci, reiau puțin, că da, da. Poate la montajai nevoie. Am făcut, slimasele spectatori, o mică pauză, pentru că între timp a venit maestru Mișu Constantinescu, pe care l-ați văzut acum două săptămâni. La emisiunea maestrului, este un bun prieten al... Da, și eu i-am explicat prietenii noastre că Arghezi m-a oprit să-i spun maestre, că a zis că e cam îngâierea porcului pe burtă. Nu-mi place maestre, mi-a spus. Nu-i place, nu-i place, asta e situația. Nici mie. Da, așa mi-a zis și... Nu, dar mă îmbătrânesc și eu nu mă consider bătrân, la minte. Așa, prin nici nu ești bătrân. Mai departe, de Arghezi, termină și de aia, te rog. Când m-am dus filmare și... Niște șefi de la... care nu erau proșii nici răi de la studio, ca dovadă că ne-au luat să facem un jurnal, numai noi, studenții, din anul 3 era. Și i-a spus, maestre, știi, îmi pare rău, dar nu acceptă aia șefii mei inscripție pe o ușă. Deși era lăudată chiar și de tâmpitul, de Sorin Toman, scândea celebrul un articol cu putrefacția poeziei. Și au cerut ceva să citiți, a apărut de curând în 1907. Și mi-a citit atunci, a și intrat în jurnal, pe Răzătoare. Și Albă Boier Capreanu și tot pe Răzătoare, asta e final. Da, cam neplăcut. Cam neplăcut. Nu, poeziile nu sunt rele. El n-a făcut concesii în poezie. Adică și cântarea omului, eu nu sunt de acord. De ce nu avea voie să... nu-ți place, e altceva, dar tot mare poete. Și în cântarea omului și în 1907. Unii acum spun că n-a fost răscoală, bă, a fost răscoală în 907-a țăranilor și au murit mulți, poate nu 11.000, dar... Dar răscoale au fost tot timpul, nu numai în 907. Păi tocmai, adică de ce Dan Iosif poate fi răsculat bun în 89 și țăranii nu pot fi? Eu nu înțeleg chestia asta, adică mereu rescriem istoria. Păi a fost o răscoală, că a fost. Și chiar cu victime multe și de atunci așa a pierdut marele prestigiu și general Averescu, nu? Că s-a tras un țăran ce mai.
Cum s-a tras în 89, în oamenii vinovați. Astea sunt revoluțiile, răscoalele. Răscoalele revoluții, dar eu nu mor după Revoluția franceză din... Cum să mor? Dimpotrivă, mă calcă pe nervi Revoluția franceză, numai prostia. Păi dacă s-ar ști cât... Din cauza Revoluției franceze am ajuns noi în ce am ajuns, dacă, atâția ani de zile. Da, cum dacă să mă s-ar ști cât ți-au împușcat migrații revoluționari. Păi sigur că au împușcat, dar numai că ce-au împușcat. De sute de mii de țărani, nu familia regală. Familia regală, mă rog. Aia a fost o mizerie, Revoluția franceză. Dar cu consecințe formidabile, nu mai că a dus la putere un... Consecințe urâte au fost până la urmă. Deci, din nou spun, știu, a făcut concesii ca și s-a dovedit un proză arghezi în articole, iar am lăudat cine-i dădea. Dar în poezie, nu? În poezie genial și în proză. Lumea nu prea citește, tabletele lui sunt geniale. Vezi, vorbeai apropo de treaba asta. Ha, și mi-a spus, zic, maestre, deci nu e bună inscripție pe ușă, am registrat-o și pe aia, probabil că a dispărut în arhivă. Și pe Răzătoare a apărut în jurnal. Zic, și nu vor să fiți singuri aici, mărțișor, numai cu Coana Paraschiva și cu Mițura și cu Zreanță. Da. Zic, să vă aduc niște copii, că las să le spuneți aici în Ivadă, Zreanță. Și i-a zis, dar să nu aduci de-aia cu cârpe roșii. Și am adus la o grădiniță. Adică cu cravată de pionier? Da, da, cârpe roșii, spune el. E bine, nu după multă vreme, cel mult un an, a publicat o poezie, Cravata Roșie, despre un articol, nu o poezie, despre cârpele roșii, deci deveniseră agreabil. Sigur. Ce am vrut să spun, spuneai că, vorbeam înainte de a începe interviu despre Caragiale, care vorbea despre gazetar că trebuie să aibă două calități, să fie cinstit. Mai mult decât talentul interesat, să fie cinstit și să știe gramatică. Așa, apropo de ce spune de Arghezi, că scria în funcție de banii care îi se dădeau. Mă, așa ai spus, Adineau, așa ai spus. Nu, există înregistrat acolo. Da, scrie, da. A scris și pentru bani, dar numai proză. Dar numai deci proză. Articole. Dar ce contează că nici scrii proză sau o poezie măcar, dacă o faci pentru bani și... Nu știu, și s-a dovedit așa, dar poți să-mi spui așa... Nu poezie, numai proză, care... Ei, uite de ce, fiindcă deci, opera lui principală rămâne ca poezie, deși proza lui e genială. A schimbat sintaxa, morfologia, adică modificat la Eminescu în pace, n-am avut un meșteșugar mai mare și mai înnoitor al limbii române. Deci nu sunt de acord, așa și pot imputa, sub discuții multe acum, și lui Eliade niște articole nenorocite pentru legionari, și lui Cioran, și lui, în schimbarea la fața României, nici Ionescu n-a fost totdeauna... Vezi, chestia asta cu politică, eu m-am lămurit în 89, când eram foarte revoluționară și eram fericită că am terminat cu Ceaușescu și cu toate, aia m-am mai potolit și eu am văzut că de fapt totul este așa un fel de melanj și de goană după bani și politica de fapt înseamnă goană după bani, până la urma asta, la asta se limitează. Da, da. Și atunci m-am cam... Ce-am lăsat pe gubajă, nu prea mă mai interesează, știi? Nu, dar se determină viața totuși politică, adică... Ți-o determină, sigur că ți-o poate strica îngrozitor și asta e adevărat. Odată la 4 ani ai obligația să alegi. Ah, bine, sigur că da. Avem această minunată posibilitate de a alege. Nu, dar s-a făcut de Arghezi, că scria pentru bani, de Sadoveanu, că și ăsta a făcut niște compromisi. E treaba lui, în sfârșit. Nu, depinde ce compromisuri. Regele Carol al II-lea, când l-a declarat Arghezi regele culturii, totuși era un chiar rege al culturii, adică a înființat Fundația Culturală Regală și au apărut acolo cele mai minunate ediții și a pus în frunte pe Rossetti, Alexandru Rossetti, lingvistul, acolo lucrau marile valori ale țării, adică Carol al II-lea, o să-l înjur pentru relațiile cu Lupiasca, pentru Camarilă, pentru multe, dar cultura a sprijinit-o bine. Deci e mai complex. Nu, tocmai ne-am învățat eu și prietenul meu Mișu cu manicheismul, că așa era, dar nu e chiar așa alb și negru. Uneori mai sunt și nuanțe intermediare. Gri... Văd că îți place griu, văd că ai un tablou acolo foarte frumos. Este un moldovean de-al vostru, Mihai Rusu, se numește, trăiește în Germania. Mihai Rusu. Foarte bun pictor, a fost prima expoziție abstractă cu Scandal în București. Un pictor culmea, e din Borona, dintr-un sat, dar... De pe lângă Voroneț?
Borona. Aproape, da, Borona, da, da. Botoșani. Da. Până e că din zona aia, eu zic că e un triunghi al geniilor. De acolo aveți și mari artiști, adică și Enescu, și Ciprian Porumbescu, și Eminescu, și da, pictor, da. Piliuță, Mihai Rusu. Adică e ceva miraculos ce se întâmplă acolo, în zona aceea de... Probabil că e un... Și la voi la Popșani, despre i-am pomenit. Da, da, Moldova, se pare că a, Moldova... că a fost, că a fost, nu, că mai este probabil. Vreau să spun că și acum când vezi interviuri și vorbe la televizor, aproape singurii care vorbesc corect sunt moldovenii, care de-aia limba literară de acolo a apărut și de acolo au ieșit mari scriitori. Chiar țăranii, cei mai izolați, vorbesc foarte bine românești. Spune-mi, te rog... Ceea ce nu se întâmplă cu alții bucureștenii, mai ales și zona bucureștenii. Bucureștenii încă mai păstrează, dar am auzit în alte regiuni că se scălâmbă, e îngrozitor și chiar câteodată mă face să închid televizorul și gata, nu mai vreau să mai aud, că mă apucă furiile, știi, când văd că totuși se umblă așa de adânc să se... deformeze limba românească. Da. Mi se pare o trădare față de... nu? Ce e asta? Limba e vie. Și repet, ai avut foarte multe trădare. Televiziunile fac foarte mari de servicii, că apar fel de fel de cuconițe. Mai mult decât televiziunile... fel de fel de cuconițe care se scălâmbăie și accentuează altfel cuvintele și iese un cântă, șir de... lungesc vocale. Cântă, cântă, vreau să-ți spun că... de toată frumos. Uite, n-am vorbit despre un alt bun prieten de-al nostru, coleg, Paul Barbăneagră. Așa. De 30 ceva de ani de emigrant, poate chiar mai mult. Aproape 40 la Paris, a făcut filme excelente, a reprezentat documentarul românesc cu cinste în mediul francofon, francez și care ei la Paris și nu numai eu, l-am mai cunoscut. Emigranții, inclusiv Puzum, Focșăreanu, care vorbesc o limbă românescă perfectă. Păi și... uite că am pomenit în interviul ăsta... Și vin aici, sunt uluiți de stricăciunea, de alterarea, alterarea limbii. Uite, când a venit Petru Dumitriu, în 90 și cât a venit? 92-93, l-am văzut la televizor. Da, da, știu, când a venit direct la aeroport. Da. Și s-a luat un interviu, nu mai știu cine a luat. Dom'le, ce am admirat la el e că n-avea un pic de accent străin. Vorbea românește, românește. Da. Și le spuneam la niște doamne care tocmai se duseseră să spere niște closete prin Italia și care au venit cu un accent străin îngrozitor după la două luni. Ești, mai după două luni nu mai știau cuvintele române. Și am zis, ăsta care stă de 50 și ceva e plecat în țară și a păstrat accentul neauș de la măsa de acasă. Măsa și... mai puțin că era un grec. Poftim? El vorbea o românească... Taică-sa era colonel român, de român, dar maică-sa era ungureică. Mă rog, probabil că l-a moștenit pe taică-sa în... Nu, a avut simțul limbii, a citit. Da, da, era un scriitor, și a fost un scriitor bun, mie îmi place. Cum, foarte cum, bun, dar nu mai mult decât Cezar Petrescu, care e uitat. Și care îmi place grozav, nu-ți place Cezar Petrescu? Unele cărți, da. Pe care știi că Alinescu-l numea cu cinste, adică nu-i înjurat pe chestia asta, că e un industriaș de proză. Scria tot timpul cărți, trăia din cărți, 3-4 scriitori trăiau din cărți, Rebreanu, Sadoveanu și Cezar Petrescu. Și fără sinecuri și alte fruri. Nu, dar aia Întunecare e o carte în care... Nu mai, vai, nu... Și aia Calea Victoriei și are multe cărți care... Bine, repet, dar după unele se pot face filme, noi discutăm mereu cu Misul... Sigur, de ce nu faceți? Cu Misul România aia, cu... vai, magazinul în general, sunt 10 cărți cel puțin excelente după sigur, care se pot face sigur că da, dar, sigur. Deci, nedisprețuindu-l, Călinescu îi spunea industriaș de proză. Ei, nici Petru Dumitriu nu mai mult și nici acest băiețaș, acum nu mai băiețaș, Petru Popescu, Petru care trăiește în America. Tot, l-a prins și cu, da, așa se cheamă, industriaș de proză, da, lui da. Nimic, e o meserie. Foarte bine, că spui cărți care se vând, bestseller. Să zic că l-a avut un succes mare Petru Popescu. Da, în tinerețe. În tinerețe, în tinerețea mea vorbesc. Eu o citeam, citeam cu plăcere. Acum nu știu dacă ați mai putea să citesc cu atâta sau... Atunci au... Prins, cu... dulce, ca... Da, miere, Vântul Patriei, dar prins chiar era frumos. Și mai avea ceva, Copiii Domnului. Copiii Domnului, foarte, aia mi-a plăcut. Era talentat. Copiii Domnului era o carte foarte frumoasă și talentat, pe care am nu știu ce a scris în America, ultima... Nu mai știu, a mai scris ceva? E, multe și chiar bestseleruri și unele chiar așa mai sexy, da. Mai erotic. Mie besteluri, cum am auzit-o pe una că spune, da. Eu am rămas la Sandra Brown, glumesc acum, da. A, foarte bine. Glumesc acum, da, da.
păi, pe Frederic Dard, vorbeam de San Antonio. Bestseller, că apărea milioane de exemplare. Da, acum apar tot felul de cărți colorate cu aur pe ele, așa, și lumea le cumpără. Și ce, dacă foarte bine. Sigur că da, eu trăim într-o societate de consum, într-o societate... Știi că americanii se ceartă mereu, ca să revenim la film, cu franțuzii, cu europeni, pentru că favorizează, protejează filmul francez, german, suedez, nu știu. Și ei sunt foarte supărați, pentru ei filmul este o marfă, deci ei nu recunosc alte calități decât cele comerciale. Adică după industria de armament și după mașini, nu știu, după locul 3 sau 4 e literatura, e filmele. Și francezii rețin centrul lor național al cinematografiei, rețin 30% din biletul de cinema plătit de tineri care se duc la filmul american, ca să supraviețuiască filmul francez. Și americanii sunt foarte supărați pentru acest protecționism. A zis, faceți filme bune și le cumpărăm, rulează și la noi, dar să intereseze publicul american. Păi asta e, vezi, publicul începe să devină interesat după cum le educi. Dacă îi dai numai filme de-astea cu bătaie și cu sex și cu cum e acum la modă, normal că omul știe că deschide televizorul la ora cutare și... Eu, de exemplu, ar vrea să mai văd un film clasic. Văd că ăștia de la Prima acum au început să dea filme clasice sâmbătă seara. Și sunt foarte frumoase, nu? E, în primul rând dau americanii acolo paralel, dar numai noaptea cu filme de desen animat. Noaptea dau filme vechi americane clasice. Și sunt foarte frumoase, ar trebui. De întâi, dar cine stă noaptea să se uite la asta două? E că le dă la două noaptea, sigur că da, când omul două doarme... Două noaptea la noi, dar la ce zi? Bine, dar ai spus că noaptea la noaptea... La noi e noaptea. A, la noaptea noi. TNT se numește. Da, deci, da. Credeam că la ei vorbesc. Dar nu, curând se vor găsi, eu zic că televiziunea pentru film este o invenție minunată, e ca biblioteca pentru toți. Adică cărțile clasice bune care se vând apare în ediții populare, cum era francez Poșul, adică cărțile 150 de franci devin 10 franci. Sau Pocket Book, parcă se numesc la american, cărțile astea de buzunar. Penguins Book, adică televiziunea face serviciul ăsta uriaș, dar în primul rând pentru filmul documentar. Pentru noi a făcut un serviciu uriaș, că majoritatea stătea în arhivă degeaba și încep să le valorifice. Vezi, apropo de San Antonio și de tot ce citeam și citesc, sigur că îmi plac și acum, dar am avut norocul și cred că toată... este o perioadă în care copiii erau educați acasă la mama lor, sau se educau singuri, depinde și de ce ți-a dat Dumnezeu. Dar ce, nu-ți plăcea Monte Cristo? Cum să nu-mi placă? Dar vreau să spun că întâi am citit multă literatură clasică, obligatoriu, aproape. Mă punea taică nu să citesc, vreau, nu? E păcate că după aia... Da, așa? Da. Nu le citesc. Și după aia, ba, dar au mai fost cărți pe care le-am mai recitit, acum nu le citesc că n-am timp. Ei, și după aia, San Antonio, chestiile astea le citeam așa, pentru amuzament, dar... Baza deja era făcută cu literatura rusă despre care vorbeam mai devreme, cu cărțile clasice care obligatoriu ar trebui să le citească și generația de azi și toate generațiile. Păi dacă spui cuvântul obligatoriu, nu ne mai citesc. E ca lectură. Da, am greșit, am dat o bară cu obligatoriu, nu o să le mai citească nimeni, așa. Nu obligatoriu la școală, obligatoriu așa în viața lor de după amiază. Nu, profesorii, pe care noi suntem supărați că îi întâlnim pe foști elevi la facultate, profesorii nu le-au atras, adică n-au reușit să-i facă pe copii, pe tineri, pe adolescenți, să citească cărți bune. De ce? Fiindcă ei citesc numai rezumate. Nu mai reușesc acum, dar înainte de ce se făcea lucrul? Dacă nu le-ar da să citească romanele istorice al lui Sadoveanu, care sunt depășite puțin, adică sunt frumoase, dar dacă le-ar da povestirile din Baltă, din Delta, de la Bradul Strân, de la... povestirile de vânătoare, de pescuit și altele, Hanu Ancuței, păi atunci a citit, sigur, cu plăcere. Baltacu, care iarăși este... Și Baltacu, roman polițist. Roman polițist, sigur. Păi sigur. Da. E, atunci ar citi, dar sunt îndepărtați din cauza... Și ei zic că au citit, fiindcă citesc Alea cu litere mici, lectură... Obligatorie. Nici măcar nu se spune obligatorie. Material bibliografic pentru examene. Așa apar și ceva de genul ăsta, este rezumate și e stupid. Așa. Da. Asta e situația. Din păcate am vorbit mai mult despre alții și nu te-am lăsat să ne vorbești despre tine, că ai avut o evoluție foarte... De fapt, am spus de la început, câte filme, 500 numărate și restul... Ne-ai promis că ne dai un film să-l oferi telespectatorilor? Nu, promit, fiindcă pe caseta am multe filme și am de băiete. Păi ți le dăm înapoi. Uite cât de greu, după câte luni i-ai returnat pe Mișu. Păi i-am cerut voie, nu ți-am cerut voie să-l mai țin ca să-l dau. Ce?
Ce ai nevoie? Ce ai nevoie în fiecare zi de ele? E, nu în fiecare zi. E frica că nu-i aduc caseta înapoi. Da. Mergem la Focșani. Bineînțeles, care e problema? Vii la Focșani și... La mine poți să vii, chiar dacă cel Serghi a zis că nu e voie decât cu un telefon aminte. Eu mă bucur telefon. Să vii, să te găsesc la ușă acolo, că sunt. No, că... Așa se spune la Oanda, eu sunt Eric și mă bucur grozav să vii. Abia atunci dăm caseta, nu ți-o mai aduc înapoi și în felul ăsta te fac să vii la Focșani. S-a făcut, nu? Dar București nu putem copia filmul unul singur. Bine. Bine, o să vedem, te conving eu să ne dai, stimați telespectatori, îl conving eu să ne dea caseta, să vedeți și voi. Stimați telespectatori, la... eu sper. Nu, sper să vedeți în alte împrejurări sau în altă discuție. Nu promit. Încă nu promite, dar îl fac eu să... Depinde, cu farmecele. Da. Deci l-ați cunoscut prin intermediul, de fapt sunt convinsă că te cunoșteau dinainte, dar te-au văzut așa într-un dialog mai lung. N-am făcut Mihai Viteazu, Dace și nu sunt senator, așa. Ei, asta e situația, asta a fost nenorocul tău și al nostru. Crezi? Și al nostru, între ghilimele. Nu, a fost nenorocul tău și norocul nostru. Stimați telespectatori, ne vedem duminica viitoare. Îi mulțumim maestrului... pentru că a avut răbdare să-și piardă timpul cu noi. La revedere! La revedere! Am câștigat timpul, la revedere!